v-ați gândi ca următoarea voastră escapadă să fie în afara pământului, atunci poate ar trebui să luați în considerare jobul de astronaut. Ați auzit vreodată de o navă spațială care plutește în afara atmosferei pământului? Este un laborator de cercetare imens cunoscut sub numele de Stația Spațială Internațională sau prescurtat SSI. Vă puteți închipui ce simt oamenii de pe această navă spațială când privesc catastrofele de pe planeta noastră? Sau ce perspectivă ar fi avut dacă s-ar fi aflat în spațiu atunci când Pământul a fost lovit de masivul asteroid care a dus la dispariția dinozaurilor? Ce s-ar întâmpla cu oamenii de acolo dacă un scenariu apocaliptic ar apărea din Senin? Misiunile stației spațiale, internaționale numite și expediții, au o durată de aproximativ 6 luni. Sunt între 3 și 6 membri la bordul navei tot timpul, iar astronauții profesioniști provin din Rusia, Japonia, Sua, Europa și Canada. Un astronaut rus a petrecut chiar și 437 de zile în spațiu, pe perioada unei singure misiuni. Oamenii nu sunt meniți să supraviețuiască în spațiu pentru o lungă perioadă de timp și nimeni nu a creat încă un protocol care arată cum pot fi oamenii ținuți în siguranță în spațiu. În cele din urmă, rezervele de mâncare și aer se vor termina. Ca să înțelegeți cât de periculoase sunt aceste misiuni, până și încercările de a reveni pe navetă. În timpul unei misiuni fără asistență de la bord, este catalogată drept suicid datorită multor etape care nu pot fi făcute fără îndrumare. Stația spațială are nevoie permanentă de alimente sănătoase, apă și alte consumabile, de asemenea, nu are nicio altă modalitate de a se întoarce înapoi pe Pământ, așadar este trimisă acolo o capsulă cu diferite provizii. Fără niciun loc pe Pământ la care să se întoarcă în timpul unei apocalipse, oamenii de știință și astronauții vor fi nevoiți să locuiască acolo ani la rând. Acest lucru este posibil dacă au rezervele pline de aer, apă și mâncare. Cea mai evidentă problemă a lor este lipsa alimentelor, apei sau a aerului. Am putea vorbi numai despre asta pe tot parcursul videoclipului, însă haide să ne imaginăm că au rezerve necesare ca să reziste cel puțin câțiva ani. Următoarea problemă pe care o vor înfrunta va fi deteriorarea sănătății. În spațiu, corpul uman nu este nevoit să opună rezistență împotriva forței gravitaționale a planetei, pur și simplu plutești în aerul navei spațiale. Vei începe să pierzi în greutate chiar dacă mănânci bine și faci exerciții fizice regulate cu ajutorul aparatelor din sala de sport construită pe stația spațială. După doar câțiva ani, mușchii și oasele vor începe serios să se deterioreze, datorită lipsei forței gravitaționale. Vânătăile și fracturile oaselor vor deveni probleme destul de frecvente. Recuperarea oaselor și vindecarea vânătăilor vor fi o problemă foarte mare. O să obosești foarte repede, iar după un timp nu te vei mai putea baza pe forța mușchilor pentru a te mișca. Radiațiile spațiale reprezintă și ele o problemă. În interiorul stației spațiale, 95% din radiații sunt blocate, dar, din păcate, nu poate proteja membrii echipajului complet. Aluminiul este un metal folosit des în astfel de situații. Doar câțiva milimetri din acest metal uimitor poate bloca toate radiațiile întâlnite la suprafața Pământului. De cele mai multe ori, stațiile spațiale sunt protejate de radiațiile cosmice printr-un scut de hidrogen extrem de eficient, însă în ceea ce privește supraviețuirea pe o perioadă lungă de timp la bordul unei stații spațiale, astronauții vor fi expuși la cantități mari de radiații. Vor pătrunde în corpul lor și asta va avea un impact negativ asupra fiecarei celule. În cele din urmă va afecta foarte grav măduva oaselor. Vor avea loc schimbări și diferite mutații ale celulelor care favorizează formarea cancerului apa, cea mai de preț substanță pentru om. Nimeni nu trăiește fără apă, de aceea pe stația spațială internațională există o mașinărie specializată în reciclarea și curățarea apei. Adică acei astronauți consumă un amestec filtrat de apă de duș și vă puteți da seama de unde vine restul lichidelor filtrate. Până la urmă, trebuie cu orice preț să nu irosești rezerva de apă. Același sistem poate colecta umezeala din transpirația și respirația astronauților, la fel și din urina lor. Așadar, este foarte important ca acest sistem de filtrare al apei să fie folosibil pentru o perioadă cât mai lungă de timp, pentru că, după cum știți bine, oamenii nu trăiesc prea mult fără apă. Dar care sunt activitățile zilnice ale astronauților și oamenilor de știință de la bordul Laboratorului Spațial Internațional? Pe scurt, sunt foarte ocupați. Echipajul trebuie să se asigure că laboratorul spațial este în stare excelentă de funcționare tot timpul. Deci, totul trebuie îngrijit, echipamentul trebuie verificat periodic și, cel mai important, întreținerea și repararea echipamentului care se defectează. Aceștia au de asemenea obligația de a face exerciții fizice două ore pe zi pentru a fi în formă maximă, cu oase și mușchi puternici și o sănătate optimă. Câteodată astronauții trebuie să aibă activități extravehiculare, adică trebuie să iasă în afara navei echipați cu costumele spațiale pentru a lucra în exteriorul stației spațiale. Este o slujbă grea și periculoasă, însă priveliștea asupra sistemului solar este mirifică. Totuși, cât de mult poate rezista o stație spațială fără astronauți? Cu alte cuvinte, dacă astronauții sunt nevoiți să părăsească laboratorul spațial, cât de mult poate dura nava fără întreținerea oamenilor? se spune că cel puțin câțiva ani buni. Dacă oamenii ar abandona complet stația spațială, motoarele ar rămâne în cele din urmă fără combustibil sau vor suferi diverse defecte mecanice. Poate că și orbita laboratorului spațial s-ar schimba, asta înseamnă că s-ar apropia din ce în ce mai mult de pământ. Într-un final, laboratorul ar putea rămâne pe orbită stabilă sau se va prăbuși. Stația spațială internațională cântărește aproximativ 417.000 de kilograme și se întinde pe o arie egală cu mărimea unui stadion de fotbal. În fiecare zi stația pierde din altitudine aproximativ 110 metri, însă acest aspect este supravegheat de centrul de control al navei spațiale, care face ajustări periodice și împiedică nava să se prăbușească pe suprafața pământului. Ei pornesc motoarele și fac manevre multiple atunci când este necesar, pentru că nu numai atracția Stația gravitațională a Pământului este o problemă, ci și pericolul de a ieși din orbita acestuia, care în cele din urmă ar cauza plutirea în neantul cosmic. Să nu uităm de resturile spațiale și tot felul de roci care pot avaria foarte mult stația spațială. Rugina însă nu este o problemă în spațiu. Fără oameni la bord nu se va forma nicio urmă semnificativă de rugină. Sporii de ciupercă și diferite bacterii pot supraviețui zeci de ani în spațiu, dar nu vor avaria nicio parte a echipamentului. Așadar, cel mai detemut lucru pentru o stație spațială fără oameni care să o întrețină sunt rocile cosmice și atracția gravitațională a Pământului care ar putea cauza prăbușirea navetei spațiale. Voi ce credeți că vor face oamenii de pe stația spațială internațională în timpul unei apocalipse? Ne puteți răspunde în comentarii. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezitați să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!